Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un bărbat de 76 de ani a fost lovit mortal pe o trecere de pietoni din sectorul botanic al capitalei. Șoferul mașinii a încercat să fugă, dar a fost reținut. După 2 ani de reparație, o bandă de circulație de pe podul Mihai Viteazul a fost redeschisă pentru circulație, iar mâine traficul va fi reluat și pe cea de-a doua. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a ajuns într-o vizită oficială la Chișinău, a fost întâmpinat de prim-ministrul Dorin Recean la guvern, iar seara a susținut un discurs în Parlament. După atacul sângeros de ieri din Poltava, Rusia a lovit azi dimineață orașul Lvov, fiind distruse blocuri de locuit, școli și un hotel. 7 oameni au murit și peste 50 sunt răniți. Un grav accident s-a produs în această dimineață în sectorul botanic al capitalei. Un bărbat de 76 de ani a fost lovit mortal pe o trecere de pietoni. Șoferul mașinii a oprit abia peste câțiva metri când a intrat cu vehiculul într-un copac și s-a răsturnat. Acesta a încercat să fugă, dar a fost reținut. Totul s-a întâmplat în jurul orei 7 dimineața pe bulevardul Dacia. Bărbatul în vârstă de 76 de ani traversa regulamentar această trecere de pietoni când la un moment dat a fost lovit din plin de o mașină. Victima a fost aruncată la câțiva zeci de metri de locul accidentului. Mașina a lovit și în acest copac din care a fost ruptă o creangă groasă. A fost deteriorat și gazonul, iar după cum puteți vedea, urmele accidentului încă mai sunt vizibile. Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum automobilul, deplasându-se cu viteză, lovește pietonul, după care ajunge în copac și se răstoarnă. Martorii au rămas îngroziți de cele întâmplate. Eu am trecut dimineață. Și ați văzut, povestiți? Am văzut numai urgență și poliție. A fost un udar silnic și l-a preținut și mașina a ieșit, am perevernut. Утром видел, що поливали пожарные, смывали кровь, наверное, вот так. Potrivit poliției, șoferul a încercat să fugă, dar a fost reținut. Tânărul de 26 de ani riscă între 3 și 7 ani de închisoare. Șoferul a încercat să se eschiveze de la locul accidentului, dar a fost reținut. Bărbatul a refuzat pe loc testarea alcoolscopică, acestuia fiindu-i prelevate probele biologice pentru a se stabili dacă era sau nu sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore. Oamenii spun că din cauza șoferilor care circulă cu viteză, nicio trecere de pietoni nu este sigură. Periculoasă. Trebuie de făcut subterană. Ori poduri de făcut. Водителей иногда просто так вот пролетают. Здесь особенно. Drumul e făcut pentru oameni, dar nu pentru nebuni. De la începutul anului s-au produs peste 200 de accidente pe trecerile de pietoni soldate cu 11 persoane decedate și peste 200 rănite. Șoferii care nu acordă prioritate pietonilor sunt sancționați cu o amendă de până la 800 de lei și 5 puncte de penalizare. Dacă încălcarea se repetă în cursul aceluiași an, amenzile cresc până la 2500 de lei, iar conducătorii auto pot rămâne fără permisul de conducere. Pietonii care traversează strada neregulamentar sunt amendați cu 300 de lei. După mai bine de 2 ani de reparație, prima parte a podului Mihai Viteazul din capitală este aproape gata. Responsabilii de la primărie anunță că o bandă de circulație pe un singur sens de deplasare a fost redeschisă. Așadar, începând de astăzi, șoferii vor putea circula pe banda spre strada Petricani. De mâine, traficul va fi redeschis pe ambele benzi, însă cealaltă jumătate de pod ar urma să fie închisă pentru lucrări de reparație. Prima parte a podului urma să fie gata în decembrie anul trecut, termenul însă a fost prelungit de mai multe ori. Podul integral ar urma să fie dat în exploatare în aprilie 2025, deși inițial autoritățile promiteau că asta se va întâmpla mai devreme. Lucrările costă peste 100 de milioane de lei. Viceprimarul orașului Soroca, arhitectul șef și secretarul Consiliului Municipal au fost reținuți pentru că ar fi organizat trucarea mai multor licitații. Cum comentați acuzațiile? Domnul Germanie, nu vă faci declarații, vă rog, nu urmăriți. Cum funcționa schema și ce spun suspecții despre învinuirile care li se aduc, vedeți la știri.
O nouă atac sângeros al Rusiei după cel de ieri din orașul ucrainean Poltava, mai multe blocuri de locuit, 4 instituții de învățământ și un hotel au fost distruse sau incendiate în Lvov. 7 oameni, printre care 3 copii, au murit, iar peste 50 au fost răniți. Ministerul rus al apărării a comentat atacul, spunând că au fost lovite întreprinderi care produceau sau reparau arme pentru soldații ucraineni. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Acesta este momentul când o clădire rezidențială din Lvov este lovită de o rachetă. Imaginile arată un incendiu masiv care a cuprins etajele superioare. Zeci de mașini au fost făcute scrum, iar oamenii au privit spre tot dezastrul cu lacrimi în ochi. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât blocurile de alături au rămas cu fațadele ciuruite deschise, fără uși și geamuri. În tot haosul creat, salvatorii au reușit să scoată un supraviețuitor de sub dărâmături. Un băiat a povestit reporterilor cum a reușit în ultimul moment să ajungă în subsolul casei. Din nefericire, o fetiță de 9 ani a rămas prinsă în mormanele de beton și moloz și nu a mai putut fi salvată. Iaroslav este unicul membru din familia sa care a rămas în viață după atacul din noapte. El și-a pierdut soția și pe cele 3 fiice, Iarina, Darina și Emilia, de 7, 18 și 21 de ani. Знаходилися люди, які перебували на сходовій клітці і відповідно з нею разом і пішли вниз під завали. Він, перебуваючи разом з ними на сходовій клітці, пішов просто взяти води в квартиру, і це його врятувало. De asemenea, Rusia a atacat infrastructura energetică din 6 regiuni ucrainene în ultimele 24 de ore, a transmis ministrul energiei de la Kiev. În total, noaptea trecută au fost lansate 13 rachete și 29 de drone. Majoritatea au fost interceptate în cel puțin 10 orașe. Această după-amiază, șeful autoproclamatei Republicii Populare Donetsk a acuzat soldații ucraineni că au lovit o piață unde ar fi murit 3 oameni. Nici oficialii de la Kiev, nici comandanții din armată nu au venit cu o reacție. Iar în orașul Poltava, unde 2 rachete rusești au lovit ieri un spital și o școală militară, este zi de doliu. Bilanțul victimelor a crescut la 53 de morți și 270 de răniți. În urma acestui atac, președintele Volodymyr Zelensky a dat afară jumătate din cabinetul de miniștri. Pe listă se numără ministrul de externe, Dmitro Kuleba, miniștrii responsabili de arme, aderarea la UE și justiție. În orașul Poltava, echipele de salvare au căutat toată noaptea printre dărâmături persoane date dispărute după atacul sângeros lansat ieri de ruși. 2 rachete balistice au lovit una după alta Institutul Militar de Comunicații și un spital din apropiere. Președintele ucrainean a ordonat o anchetă privind circumstanțele atacului. Asta în timp ce unii experți spun că rușii ar fi putut avea om de reglare a loviturilor în Poltava. Pe de altă parte, un deputat ucrainean a acuzat șefii apărării că nu au reușit să prevină lovitura. Și nu este clar de ce soldații mobilizați și cei pe contract nu au fost trimiși la adăposturi. După acest atac, cel mai sângeros din acest an, jumătate din cabinetul de miniștri va fi înlocuit. Rada Supremă a Ucrainei a primit azi dimineață o scrisoare de demisie din partea ministrului afacerilor externe, Dmitro Kuleba. Demisia acestuia a fost speculată de presa ucraineană de aseară. Cotidianul ucrainsca Pravda scrie că încă nu s-a decis cine va fi numit în locul său, dar cel mai probabil ar putea fi adjunctul ministrului externe Андрій Сибіга. Перше, треба більше взаємодії між центральною владою і громадами. Особливо зараз, у час підготовки до зимового сезону. Așadar, demisiile ministrului pentru industriile strategice, a viceprim-ministrului pentru integrare euroatlantică, a viceprim-ministrului pentru reintegrarea teritoriilor ocupate, a ministrului justiției și a ministrului mediului și resurselor lasă vacant mai bine de o treime din cabinetul prim-ministrului Denis Șmăgal după alte plecări anterioare. Ми маємо посилити деякі напрямки в уряді і підготовлені кадрові рішення.
Також будуть зміни в офісі. Зеленський l-a demis de asemenea pe Rostislav Șurma, unul dintre adjuncții șefului său de cabinet, al cărui portofoliu era economia, potrivit unui decret publicat pe site-ul administrației prezidențiale de la Kiev. În țară, viceprimarul orașului Soroca, arhitectul șef și secretarul Consiliului Municipal au fost reținuți pentru 72 de ore pentru că ar fi organizat trucarea mai multor licitații. În birourile lor s-au făcut azi percheziții. Ofițerii de la CNA anunță că în dosar sunt cercetați 7 reprezentanți ai autorităților locale și 16 agenți economici. Viceprimarul din Soroca, arhitectul șef și secretarul Consiliului Municipal ar fi favorizat anumiți agenți economici în procesul de obținere a setului de documente pentru încheierea unor contracte cu municipalitatea și ar fi trucat mai multe licitații, totul în schimbul unor sume de bani. Centrul Național Anticorupție a publicat o înregistrare audio în care suspecții discută despre anumite taxe. Restul, cele de merg separat. 2000 și așa, mi hai până 100 de euro și încă 100 de euro, încă 200 de euro, până 250 de euro. Ai grijă, 50. S-am trezit să vă două, dacă vrei, nu am plinit căieri. Nu știu, vrei mult să azi dimineață, în birourile celor trei s-au făcut percheziții. Viceprimarul municipiului Soroca, Ghenadie Mânăscurtă, a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Cum comentați acuzațiile? Domnul Ghenadie nu va face declarații, vă rog, nu urmăriți. Avocatul viceprimarului spune că acesta nu este vinovat și că au fost niște acțiuni de rutină. Dumnealui a fost reținut deoarece se prezumă că au discutat cu arhitectorul șef, precum că ar trebui să acorde o consultație juridică pentru o societate în care se eliberează un certificat de urbanism și în gluma în care era declarațiile era indicat că ca mulțumire pentru consultație vei primi o plăcintă. Deci era glumă, da? E vorba de o glumă. Evident. Nici arhitectul șef, Grigorie Guțu, nu a comentat acuzațiile care îi se aduc. Și acum nu le acuzați, încă mă zbănuiesc doar numai. Dar ce spun ei? Au argumente? Păi, prin ce fel argumente nu sunt. Care licitație nu-i vorba? Dar n-am licitație nimic, eu încă. Sunt doar niște bănuieli. Primarul orașului Soroca spune că și în biroul său s-au făcut percheziții. Una ce pot spune că s-au efectuat percheziții în biroul primarului, în municipiul Soroca, și nu au fost ridicate nimic, deci nici lucruri, nici suspecții, nici acte suspecte, deci este în regulă. Am încercat să aflăm dacă și primarul este cercetat în dosar, însă responsabilii de la CNA nu ne-au răspuns deocamdată. O secție de chirurgie estetică clandestină a fost depistată în cadrul Spitalului Ministerului Sănătății. Nu este clar însă de când activa, dar Ministrul Sănătății afirmă că aceasta nu figura în documentele instituției. O comisie de anchetă a efectuat o investigație, iar raportul va fi transmis către CNA și Procuratura. Au fost identificate foarte multe încălcări, începând cu formarea salariilor, deci realizarea procedurilor de achiziții publice, iar să zicem așa, cireașa de pe tort a fost faptul că a fost identificată o secție de chirurgie plastică care era totalmente ilegală, clandestină, nu figura în documentele Ministerului Sănătății, în nomenclatorul de paturi, de activitate, în organigramă. Controlul a fost instituit acolo pe mai multe subiecte în baza autosesizării Ministerului Sănătății. Alana Merenco spune că după ce a fost descoperită, secția nu mai activează. Acolo au dispărut absolut toate echipamentele cu care se realizau operațiile. Deci, noi am făcut și niște verificări. Mai multe detalii, cu regret, nu o să pot să vă dau, deoarece toate documentele, în general, întreg raportul Comisiei de Anchetă, merge spre CNA și Procuratură și sunt sigură că va urma o investigație, deoarece acesta este un caz, de fapt, penal și pentru a nu prejudicia ancheta ulterioară, eu nu o să vin cu mai multe detalii. Responsabilii de la Procuratură nu ne-au răspuns, iar cei de la Centrul Național Anticorupție au spus că deocamdată nu au recepționat raportul. Reprezentanții spitalului nu ne-au răspuns la apeluri pentru o reacție. Despre controlul instituit la Spitalul Ministerului Sănătății, Alana Merenco a vorbit public în luna iulie. Atunci, ministrul anunța că pe conturile instituției medicale au fost blocate surse financiare dintr-un proiect internațional și că administrația spitalului blochează darea în exploatarea secției de terapie intensivă. Conducerea spitalului a fost suspendată din funcție. Sute de pompieri și salvatori din țară și-au testat astăzi forța într-o competiție care a presupus mai multe probe.
Campionatul este organizat în memoria salvatorilor căzuți la datorie. Revenim cu imagini în jurnal. Polonia susține Republica Moldova în drumul său spre aderarea la Uniunea Europeană și va acorda suportul necesar în acest sens. Declarația a fost făcută de premierul de la Varșovia, care a venit astăzi în vizită la Chișinău. Donald Tusk a fost întâmpinat de Dorin Recean la guvern, iar ulterior a ținut un discurs în Parlament. Prim-ministrul Poloniei a ajuns la guvern în această după-amiază, fiind așteptat acolo de Dorin Recean. Cei doi oficiali au onorat drapelul de stat și imnurile celor două țări, interpretate de fanfara gărzii de onoare. Iar ulterior s-au retras la discuții pentru jumătate de oră. Premierul Poloniei a declarat că susține Republica Moldova pe calea sa europeană și este pregătită să acorde tot suportul necesar în acest proces, în contextul în care Polonia va deține președinția Consiliului European în 2025. Continuăm tot ce robim și jako șef Rady Europejskiej, to znaczy zarówno w odniesieniu do Mołdawii, państw zachodnich Bałkanów, Ukrainy. My mamy do wykonania bardzo konkretne zadania. Contăm pe sprijinul dumneavoastră continuu. Suntem în plin proces de reformare și transformare a Moldovei. Consolidăm instituțiile și construim o economie puternică pentru ca fiecare cetățean al Republicii Moldova să se bucure de toate beneficiile Uniunii Europene. După declarațiile de presă, Donald Tusk a avut întrevederi cu președintele Parlamentului, iar în această seară a ținut un discurs în legislativ în cadrul unei ședințe festive, vorbind și în limba română. Ați dat dovadă de răbdare, perseverență și responsabilitate extraordinare ca națiune, greu încercate de istorie și geografie. Mulțumesc mult! Emisiunea În Profunzime revine într-un nou sezon. Lorena Bogza vă așteaptă în fața micilor ecran în fiecare joi, începând cu ora 21, și va discuta cu invitații săi cele mai actuale subiecte politice și sociale din țară. Invitata primei emisiuni din noul sezon este președintele Maia Sandu. Aflată la final de mandat, Lorena Bogza va discuta cu șefa statului despre alegerile și referendumul din 20 octombrie, precum și despre cât de pregătite sunt autoritățile să facă față eventualelor provocări care ar putea avea loc. Ce a reușit să realizeze Maia Sandu din promisiunile pe care le-a făcut până acum 4 ani și ce nu a reușit? La toate aceste întrebări va răspunde președintele joi, începând cu ora 21. "25 de ani de ProTV înseamnă luptă pentru adevăr și libertate. Înseamnă curaj, perseverență, valori și oameni. În știrile noastre, oamenii simpli au fost mereu în centrul atenției, iar problemele lor au fost spuse cu voce tare. Împreună am vorbit despre ele, am căutat soluții și am produs schimbarea. Întoarcem clepsidra astăzi și ne amintim de campaniile pe care le-ați văzut la ProTV în cei 25 de ani. Noi pur și simplu am mutilat orașul acesta. Cred că rădăcinile până la urmă m-au chemat înapoi. El pleacă, rămâneți singur în sat. Dar păi... Ne cunoaștem de 25 de ani și de 25 de ani suntem alături de tine. Sunt ani în care te-am ascultat și ți-am făcut vocea auzită. Astăzi privim înapoi, dar nu facem un pas în urmă. E momentul să ne amintim de începuturi. Viața este grea, dar eu merg înainte, că am cu ce. Este vorba despre 157.057 de lei. Până de cât așa e, și-o mărt ca și-am zis copiii iepuri. A rămas singur. Ne amintim astăzi de campaniile pe care le-ați văzut la ProTV. Din prima zi, oamenii simpli au fost în centrul atenției și am vorbit despre problemele lor. Așa am văzut cum, împinși de greutăți, moldovenii aleg drumul străinătății. Ai de muncă, îți permiți orice, asta e rău copiii. Și cum copiii își cheamă părinții acasă. Nu știu că nu pleca, dar de 2 ani. 2 ani și mi-e dor de dus. Cine e asta? Mama și tata.
Am aflat povești dureroase. Și te voi puși. Da. Dacă nu mă ascultă. Și am luptat împotriva nedreptății. Ați văzut care vânătă? Am văzut, da. Ce ați făcut? Am bătut la ușa responsabililor și am cerut înăsprirea pedepselor acolo unde legea era prea blândă. În 25 de ani am văzut cum țara pleacă peste hotare. Rămâne satul cu noi, noi bătrâni. Cum satele se sting, iar Moldova rămâne fără oameni. Dar împreună am sperat și ne-am încurajat, iar așa am cunoscut oameni curajoși. În Europa, în toate țările exportăm, Rusia, Ucraina, Kazakhstan. Oameni care au decis să schimbe țara cu puterile lor și au adus Europa acasă. Europa niciodată n-a să ne facă alții. Eu cred că noi am făcut de mult parte din Europa aici. În toți acești ani ne-am convins că moldovenii au cu ce. Cusătura care o fac eu cu mâna nu poate face nicio mașină din lume. Principalul să vrei să poți organiza. De orice poți să te apuci. Am cunoscut oameni care au cucerit culmi și moldoveni care au reușit dincolo de granițe. Coltu, nazițe, culturi, nu s-o pronunciarle bine. Però s-o mangiarle bine. Trebuie să lucrez cu pasiuni. Totul pentru că moldovenii sunt muncitori, perseverenți și... Ai fost mereu un exemplu de urmat și ai demonstrat că generozitatea nu are limită și pentru că credem în povești. Provestea de Crăciun. De 25 de ani de Crăciun, tu faci ca minunile să se întâmple. Fiecare dintre noi vrem să fim mai buni și să trăim fericirea de a dărui. În toți acești ani am cunoscut copii speciali, talentați, luptători. De cum vei cu ce căcelate? Moș Crăciun! Familii nevoiașe și pentru care viața a reprezentat cea mai grea luptă. Mă duc pe sei zi Bogu, trebuie să hrănim mie de diții. Cu toții și-au găsit salvarea sub chipul unor oameni sensibilizați de poveștile și destinele lor, oameni care au oferit fără să ceară ceva în schimb, pentru că... Povestea noastră continuă și după 25 de ani. Împreună mergem mai departe să ne construim și să trăim visul, să ne urmăm valorile, ca să trăim și să gândim liber. A fost alertă de aer poluat la Bălți și Chișinău aseară. Concentrația unor poluanți a depășit și de 3 ori norma admisibilă pentru media zilnică. Potrivit Agenției de Mediu, cauza poluării este o masă de aer cu particule de praf din deșertul Karakum din Turkmenistan, care a acoperit Republica Moldova, dar și România și Ucraina. Specialiștii spun că vremea rece de pe parcursul zilei de azi va reduce gradul de poluare a aerului. În data de 3 septembrie au fost înregistrate temperaturi ridicate, umiditate slabă și un vânt cu intensificări care a produs această deplasare a maselor de aer pe teritoriul Republicii Moldova. Masa de aer cu particule de praf a fost adusă din deșertul Karakum din Asia Centrală. În consecință, concentrația unor poluanți a fost depășită de câteva ori. La stația automată din Chișinău au fost înregistrate concentrații mărite de PM10, care au înregistrat o depășire de 1,4 ori a valorii de referință. Suplimentar au fost înregistrate concentrații mărite și la stația automată din localitatea Mateuț, raionul Rezina. Acolo noi am înregistrat valori de 1,7 ori mai mari decât valoarea de referință. Totodată, în capitală, concentrația maximă admisibilă pentru media zilnică a fost depășită în cazul dioxidului de azot de 2 ori, iar a monoxidului de azot de 2,2 ori. În nordul țării, la Bălți, norma admisibilă pentru media zilnică pentru dioxid de azot a fost depășită de 1,5 ori. Responsabilii de la Ministerul Mediului au venit cu recomandări pentru cetățeni. Măsurătorile de la stația de aer arată depășiri nesemnificative, ceea ce nu prezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor, excepție făcând cei care au probleme cu bolile respiratorii. Este indicat că în aceste 2 zile să evite plimbările în aer liber sau, dacă totuși decid să se plimbe, să aibă mască de protecție. Potrivit specialiștilor, pe parcursul zilei de azi, dar și de mâine, ploile și aerul rece vor contribui la dispersarea particulelor de praf și la diluarea poluanților atmosferici, iar calitatea aerului se va îmbunătăți. În luna aprilie, țara noastră a fost acoperită de o masă de aer cu particule de praf saharian.
Peste 200 de salvatori și pompieri din țară și-au dat întâlnirea astăzi pe stadionul Dinamo din capitală. Aceștia și-au testat abilitățile și-au înfruntat mai multe probe de rezistență. Exercițiile au loc în cadrul unui campionat organizat în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie. Mai zi de competiție, salvatorii și pompierii au avut de depășit o pistă cu mai multe obstacole amplasate pe o lungime de 100 de metri. Puș! Primul concurent trebuia să urce pe acoperișul unei carcase sub forma unei case. Apoi, ștafeta a fost transmisă participantului care trebuia să sară peste un zid. Proba a fost contra cronometru, așa că totul s-a făcut la viteză. Ploaia de dimineață însă le-a cam dat bătăi de cap, spun participanții. Noi prea bine că se ilunicoază, nu-i cald. La final, pompierii au avut o probă de foc la propriu. Cu ajutorul unui stingător, aceștia au avut misiunea să stingă un incendiu. Foarte bine a fost. Practicăm și facem ce și dezvoltăm în fiecare zi aplicațiile noastre. Aici dăm dovadă de viteză, bărbăție. Eric Cernei participă pentru a cincea oară la această competiție. Anul trecut a luat locul întâi, rezultat pe care și-l dorește și în ediția din acest an. Ne-am pregătit timp de o lună fiecare zi pentru că să arătăm rezultate cât mai bune. De ce costă pregătirea? Ce faci să anume? Alergări, ridicarea cu scara la turnul de instruire, tot ce ține de sportul de aplicativ. Dezvoltă capacitățile motrice, rezistența, alte abilități precum reacția, forța. Competiția durează 3 zile. În total, cele 17 echipe au de înfruntat 9 probe. Pentru noi este un eveniment cu dublă destinație. Pe de o parte, este o oportunitate pentru toți colegii să-și poată demonstra abilitățile sportive, abilitățile de pregătire profesională, iar pe de altă parte, îl dedicăm colegilor noștri căzuți la datorie. Campionatul este la a 27-a ediție și este organizat în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie. Până în prezent, 14 angajați IGSU și-au pierdut viața în timpul intervențiilor. Republica Moldova și Grecia vor recunoaște reciproc permisele de conducere. Un acord în acest sens a fost votat la ședința executivului de astăzi. Prezentul acord va oferi posibilitatea cetățenilor ambelor state care au reședință legală pe teritoriul părților de a schimba permisele de conducere eliberate de autoritățile competente din statul de origine, fără necesitatea susținerii unui test teoretic sau practic. Republica Moldova a semnat până acum astfel de acorduri de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere cu alte 5 state. Este vorba despre Turcia, Lituania, Italia, Albania și Spania. De asemenea, există o declarație comună de intenție privind transcrierea permiselor de conducere cu Germania. Ruinele unui sat scufundat în urmă cu 10 de ani au reapărut la suprafață din cauza secetei în Grecia. Clădirile abandonate din satul Kallio se ascundeau sub apele unui lac de baraj, principalul rezervor de apă al Atenei. Acesta este satul Kallio din centrul Greciei. Imaginile filmate recent arată circa 40 de case, școala, biserica și potecile pe care acum 45 de ani mergeau oameni. Kallio a fost sacrificat pentru a asigura alimentarea cu apa a Atenei și astfel toate clădirile s-au scufundat sub apele lacului de baraj Mornos. Acum seceta prelungită din țară a făcut ca apele să se retragă, iar satul a reapărut. Maria are 70 de ani și spune că s-a născut în Kallio, iar dacă apa va scădea și mai mult, atunci își va putea vedea casa în care a copilărit. Mama, și nihista fanitu hriolo. Mehristubatus urgăzi, chisia tucat merus, putându tu spit, mă să fani. După cea mai blândă iarnă înregistrată, Grecia a doborât recordurile de căldură în iunie și iulie, conform datelor meteorologice. Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a pledat pentru o mai bună gestionare a apei. Grecia folosește 85% din apă pentru irigații și trebuie să construiască mai multe baraje, a precizat el.
Nou tineri fotbaliști din Coasta de Feldeș, care visau să ajungă să joace în Europa, s-au pomenit fără bani și lăsați pe drumuri în regiunea transnistreană. Сюда приезжают африканские футболисты на просмотр в том числе. Нам есть где их принять, есть где обучить, где заниматься в зимнее время, в летнее на нашем центральном поле. Povestea lor a fost relatată de revista britanică The Economist. Cum au ajuns cei nouă jucători ivorieni în stânga Nistrului și ce li s-a întâmplat acolo, aflați la știrile din sport. Dacă ați visat vreodată să ajungeți pe planeta roșie Marte, atunci să știți că dorința se poate îndeplini mai ușor decât v-ați așteptat. În nord-vestul Chinei, adânc în deșertul Gobi, a fost creată o zonă turistică care simulează viața pe Marte. Vizitatorii pot îmbrăca costume spațiale și pot efectua unele misiuni predestinate astronauților. Să conduci sute de kilometri în deșertul Gobi ar putea fi enervant, dar ce s-ar întâmpla dacă călătoria ar semăna cu o călătorie pe Marte? I'd recommend my friends to see this vast, stunning landscape. The audio guide is also quite engaging, giving us an immersive Mars experience. Dincolo de peisajul suprarealist și de priveliștea spectaculoasă a stelelor, campingul oferă activități precum experimente cu rachete, geologie, explorare și comunicare wirelines. Circa 40.000 de turiști au reușit să treacă prin această minunată aventură. Wow, this is my first time wearing a spacesuit. Yeah, it's very cool. Yeah, super cool. Ideea a venit în 2015, atunci când au fost publicate primele imagini de pe Marte, iar fondatorii acestui centru au observat cât de asemănătoare sunt peisajele de acolo cu cele din acest deșert. Our Mars camp is expanding to accommodate more high-end clients, science education programs and self-driving tourists. În ciuda locației sale îndepărtate și accesului dificil, directorii vorbesc despre planuri de a construi mai multă infrastructură în încercarea de a atrage și mai mulți vizitatori în acest ținut mistic. Legendarul regizor spaniol Pedro Almodovar a revenit la Veneția de această dată cu primul său lung metraj în limba engleză. Filmat la Madrid și New York, The Room Next Door este o melodramă reținută și luminoasă în pofida subiectelor grele abordate, boală, sinucidere și prietenie. Pe covorul roșu au strălucit actorul britanic Daniel Craig și soția sa. La 64 de ani, Julianne Moore a tras privirile și flășurile camerelor foto cu rochia ei strălucitoare din paiete aurii cu un decolteu generos. Colega de distribuție, Tilda Swinton, a optat pentru un stil cu totul diferit, o jachetă gri extravagantă și pantaloni asortați. Inspirat de romanul unei scriitoare americane, filmul The Room Next Door povestește ultimile zile ale unei jurnaliște, corespondent de război, bolnavă de cancer în fază terminală. Personajul Tilda Swinton decide să se sinucidă și cere unei vechi prietene să-i fie alături. In that sense, I feel really like a child. I mean, like very immature, because death is everywhere. We have wars. Și dacă aplauzele entuziaste mai înseamnă ceva, atunci noua creație a lui Almodovar a stabilit aseară un record în istoria mostrei. Ovațiile s-au prelungit timp de 17 minute. Mai târziu, pe covorul roșu și-a făcut apariția Daniel Craig, starul din James Bond, alături de soția lui Rachel Weisz. Craig a venit în orașul Lagună pentru a-și promova cel mai nou film, Queer. Pelicula este înscrisă în competiția pentru Leul de Aur. Protagonistul este un expat american în Ciudad de Mexico, care dezvoltă obsesie pentru un student tânăr. Acțiunea peliculei are loc în 1950. La conferința de presă, Craig a vorbit despre provocările rolului său. Prin acest rol, actorul britanic se îndepărtează de imaginea de seducător creată de-a lungul aparițiilor sale în filmele cu agentul 007. Festivalul de film de la Veneția se încheie sâmbătă, când vor fi anunțați marii câștigători. Li s-a promis că vor ajunge fotbaliști profesioniști în Europa, dar au ajuns să nu aibă unde dormi și au rămas fără bani ca să revină acasă. Povestea nouă tineri jucători din Coasta de Feldeș, care au fost aduși în regiunea transnistreană și lăsați pe drumuri, a devenit cunoscută în întreaga lume după ce a fost publicată de revista britanică The Economist.
Au visat că vor ajunge legende ale fotbalului Kaya Iaturé sau Didier Drogba, doar că realitatea a fost alta. 9 jucători ivorieni cu vârste de până la 21 de ani au fost aduși de un agent azer din Coasta de Fildeș în regiunea transnistreană. La început li s-a spus că vor juca în Turcia, apoi a fost vorba de Ucraina, Rusia, Azerbaijan, Georgia și în cele din urmă Moldova, de care nu mai auziseră până atunci. Potrivit unuia dintre fotbaliști care a vorbit cu jurnalistul The Economist, fiecare dintre ei a plătit câte 2000 de euro pentru vize și transport. Tatăl unui jucător și-a vândut ferma, iar alte familii au împrumutat de la vecini pentru a-și trimite copiii să-și urmeze visul de a deveni fotbaliști în Europa. Doar că Europa lor a fost satul Ternavka de lângă Tiraspol, unde se antrena echipa Dinamo Auto. Mă zanimam de seci azi ușor nașis... Состав скаутов здесь, выбираем футболистов, что цель, конечно, остаться в лигу. А потом уже будем определить другие спортивные цели. Era vara anului 2022, când echipa Dinamo Auto a fost cumpărată de agenția turcă Pelikan, deținută de Rasul Alakhverdiev, care era și noul președinte al clubului. Investitorii au dat afară toți jucătorii și au adus o mulțime de stranieri la probe. Printre ei erau și cei 9 fotbaliști din Coasta de Fildeș. Potrivit unuia dintre ei, li s-au cerut repetat bani pentru a rămâne la echipă, iar într-un final mai mulți dintre ei nu au trecut probele și au fost alungați. Din acel moment, toți practic au dispărut. Contactați de revista The Economist, cei de la Dinamo Auto au spus că nu toți fotbaliștii aduși la probe primesc contracte, iar agentul azer care i-a adus pe cei 9 africani nu mai lucrează acolo. Сюда приезжают африканские футболисты на просмотр, в том числе. Нам есть где их принять, есть где обучить, где заниматься в зимнее время, в летнее на нашем центральном поле. Alakhverdiev a declarat că a vrut să ajute fotbaliștii rămași pe drumuri și să-i trimită acasă, însă ei ar fi refuzat. Din afirmațiile jucătorilor, povestea a fost alta. Pentru The Economist, aceștia au spus că nu au avut unde să doarmă și s-au adăpostit într-o pensiune din stânga Nistrului. Au încercat să câștige bani pe unde nimereau, iar la un moment dat și-au făcut o mică comunitate de ivorieni în stânga Nistrului. Potrivit de Economist, marea problemă a venit ulterior. Vizele de ședere în Moldova le expiraseră, iar atunci când au trecut Nistrul, toți au fost arestați. Povestea se încheie cu faptul că fotbaliștii din Coasta de Fildeș au fost deportați. Clubul Dinamo Auto din regiunea transnistreană a falimentat și a dispărut între timp. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă tuturor!